O întrerupere de sarcină în copilărie sau adolescență atârnă greu pe umerii unei femei întreaga viață. Anual, pe masa de chiuretaj ajung mii de minore. Cu părinții de mână, fetele cred că scapă de o problemă, însă nu știu că avortul le poate zdrobi existența. Fetele care avortează de la o vârstă fragedă se pot confrunta cu probleme care le afectează sănătatea. În ultimul timp constatăm, eu împreună cu colegii mei ginecologi care activăm la nivelul județului Gorj, o creștere a numărului de minore care rămân însărcinate. Riscurile în ceea ce privește o sarcină la vârsta asta este că organismul femeii nu este pregătit pentru a avea o sarcină, iar cele care apelează la chiuretajul uterin, nu știu, dacă în ultimul timp este liber să se facă și, mă rog, ține la minore de o anumită chestiune, trebuie acordul părinților, s-a pierdut din vedere riscurile mari pe care le are chiuretajul uterin. Deci, în primul rând, pot să existe anumite complicații, sunt din ce în ce mai rare, este adevărat, dar posibilitatea există de moarte. În județul Gorj, tot mai multe copile rămân gravide. Mai trist este faptul că adolescentele din Gorj aleg mai degrabă avortul decât să dea naștere unui copil. Deși medicii le spun dinainte la ce riscuri se expun, tinerele optează pentru renunțarea la sarcină. Eu atrag atenția întotdeauna la toate femeile, nu numai la cele tinere, dar suntem puși în fața faptului împlinit. Deci ele știu, vin sigur pentru a face avort. Deci nu le mai interesează absolutamente nimic. Deci argumentele unui medic ginecolog în fața unei minore și chiar a aparținătorilor, vă dați seama ce presiuni au și din partea aparținătorilor să facă avort. Avortul la minore este permis doar cu acordul părinților.